Salutare tuturor, eu sunt Rafail și bine v-am găsit la un nou episod de mod Showcase. Înainte să începem, vreau să vă amintesc foarte rapid să nu ezitați să apăsați butonul de like dacă susțineți era și vreți episoade în continuare. Eu zic să strângem undeva la 100, de fapt 100, 1000, 500 de like-uri, poate chiar 2000 ar fi foarte frumos din partea voastră. Și m-am decis să-mi iau doar pantaloni, but și cască fără ce-ți plate. Modul acesta se numește Zelda Challenge, ce face el mai exact este că atunci când te spawnezi tu în minunata lume din Minecraft, sau când îți lumea, te spawnezi doar cu trei inimioare. Dar aceste, aceste inimioare echivalează cu 6 inimi normale. De ce? Haideți să vedem. Mi-a luat doar un sfert din viață. Ceea ce înseamnă că atunci când îți iei de merge, un sfert, jumătate... Jumătate și un sfert și apoi toată inima. Deci echivalează cu vreo șase inimi din Minecraft normal. Totuși, nu merge să le reîncarci cu mâncare. Vedeți că am bara, hunger bar full, dar nu, nu mi se încarcă viața. Ei bine, trebuie, de fapt este o șansă când tai iarba sau o spargi, cum se spune, să dropezi această inimioară, care în momentul în care ai luat-o, în care, mă rog, îți crește viața. Și se aude și un sunet așa. Ok, cam asta este singura modalitate de a-ți încărca viața. Este destul de nasol, pot să spun, dar um, este și o chestie drăguță. Pe lângă adică faptul că nu poți să-ți încarci viața și să-ți încarci destul de greu. Um, hai să vedem ce ne fac astea aici, nu știu. Um, haideți să vă arăt eu foarte rapid, hai să facem zi. Și... Modul acesta adaugă câteva chestii noi. În primul rând adaugă Heart Piece, care Heart Piece, um, se găsește în dungeon sau atunci când distrugi wither sau când bați Ender Dragon-ul, dragonul acela din The End, uh, dropează, îți dropează câte o inimioară de-asta. Toate inimioarele la un loc uh, rezultă în Heart Container. Uh, vedeți? Nu mint, nu mint. Și când luăm o chestiune de-asta și o mâncăm, de fapt nu am mult mă pun așa pe piept uh, da stați mă așa că vreau să văd eu câte vieți pot să fac Hai să vedem un pun de la... Ia yeah. Vedeți, pot să faci aici vieți de testatori <laughs> Oi, okay, am o idee Am o idee Deci, o să fac asta la nesfârșit. Și gândiți-vă că acum poate par puține vieți, dar de fapt sunt de două ori mai multe. Sunt chiar, acolo mi-am mai mult de meci. Uh, sunt chiar destul de multe vieți. Um, sunt aproape dublate dacă nu mă înșel sau ceva de genul acesta Și poți să faci așa vieți la nesfârșit până când o să ajungi să fii super fucking OP Dar vă amintiți la începutul episodului când v-am spus că atunci în momentul în care distrugi iarba, dropezi inimi, mai este o modalitate să-ți faci viața și aceea este cu niște zâne. Din păcate nu am reușit eu să găsesc, dar se spanează niște... Hai să le numim... Deci e un pătrat făcut din cuarț, în mijloc este o fântână și pe lângă se plimbă niște zâne. Acum numărul zânelor depinde, probabil câte una, două, trei sau chiar patru, nu se știem, dar numărul este random. Inima aceasta e cea care o dropezi, nu se craftează, cea care o dropezi din, din iarbă. Și da, adaugă aceste zâne cât și bottle, fei, bottle, fairy și hai să luăm un bottle gol ca să vă arăt despre ce vorbesc. Și în primul rând hai să vă arăt zânele. Să punem zână aici unde e mai liber. Vedeți zâna respectivă. În primul rând dacă intru în ea, se aude un sunet de ăsta mai diferit și îmi face viața, da? Mă regenerează. Um, dar eu nu vreau asta. Eu vreau să am zâna cu mine permanent. Ce naiba? Vreau să am zâna cu mine în permanență. Deci când o să găsesc zâna, mă duc cu sticluța, spamez click dreapta și o bag în sticlă. În momentul când am băgat-o în sticlă, um, deci în momentul în care am băgat-o în sticlă, pot folosi sticla ca să-mi fac viață. Și sunt eu curios acum. Câtă viață pot să-mi fac cu sticla asta? Poate mor. Oh! Deci înțeleg ca ți faci toată viața. A fairy. Ia. Hai să... Stai. Hai să pic de la o înălțime de asta mare. Cred că e de ajuns. Bum! Din nou, toată viața. Da, deci îți face toată viața. Dar, mai este încă o șmecherie. Hai să dăm noi o pontul am dat deja și dăm un spawn point. Și fiți atenți aici. Să ne ducem foarte sus. Atât de sus încât atunci când o să pic, o să mor. Cred că e destul de sus, nu? Wow! Bam! N-am murit. De ce? În momentul când mori, uh, în momentul când mori, îți uh, îți, îți folosește sticluța automat și îți face viața. Și acum vreau să testez eu ceva ce n-am testat, mi-a venit mie în minte. Ia, dacă iau eu un zombie și îl pun să-mi dea damage, o să se activeze sticluța singură în momentul când iau damage? Nu, deci doar în momentul în care mor. Hai să vedem cum funcționează. Nu sunteți curios? O, dar am dat -o asta la damage, și ne mor Ia, destul de puternic, nu destul de puternic, destul OP, pentru că dacă te duci să cauți prin dungeon în chestii de să-și găsești vreo 10 sticluțe, ești cel mai boss, îți faci 15 rânduri de viață, două sticluțe, ce, două sticluțe, o groază de sticluțe, nu mai mori niciodată, e chiar nebunie. da, cam asta este modul showcase-ul Si și tot ce conține acest mod zen la Challenge. Bă, zic că e un mod destul de drăguț și chiar poate să te ajute în, în unele cazuri. În toată chestia e că trebuie să explorezi mult în dungeon-uri, să găsești vieți și e destul de greu să faci un hard container de la. Adică, poate să bați Wither-ul, dar îți dă doar un, îți dă doar o inimioară, da. Și trebuie să găsești gen 4 dungeon-uri și trebuie să ai noroc, pentru că probabil nu se spanezi în fiecare dungeon, știi? Adică nu poți să-ți faci chiar, adică nu e foarte OP pe cât pare, da? Oricum, aici se încheie și acest episod de Mojo Case, sper că v-a plăcut, mulțumesc pentru atenția acordată și ne vedem data viitoare!